Prieteni, bună ziua! Mă bucur să vă revăd din nou. Iată că n-a trecut foarte mult timp din momentul în care ne-am prezentat public angajamentele noastre față de țară, față de oameni. Astăzi formalizăm crearea acestui bloc electoral. O facem în strictă conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu Constituția și, zic eu, în strictă conformitate cu dorința unei foarte însemnate părți a populației Republicii Moldova. Republica Moldova a rămas într-un anumit moment fără o alternativă actualei guvernări hibrid, oligarhice și geopolitice. Iată că prin efortul nostru al tuturor am identificat partidele noastre, Platforma de Unitate și Adevăr și Partidul Acțiune și Solidaritate, care călăuzite de ideea de unitate a tot ce înseamnă calitate în Republica Moldova, a tot ce înseamnă onestitate, integritate, meritocrație, au decis să creeze acest bloc electoral. Eu zic că de acum încolo, dată fiind unitatea, modul în care ne-am prezentat până în momentul de față, modul în care am acționat în cele două scrutine importante, foarte importante pentru țara noastră, scrutinul prezidențial din 2016, dar și cel municipal de la Primăria Chișinău în 2018, ne permite, sau ne permit, să spunem că absolut nimic nu ne poate sta în cale în dorința noastră mare de libertate, în dorința noastră mare de a edifica în Republica Moldova un stat de drept cu justiție funcțională, cu economie funcțională, cu condiții suficiente pentru un trai mai bun la noi acasă, pentru toată lumea. Și pentru cei care astăzi încă mai suntem acasă și pentru cei care se află în străinătate, în diasporă. Pentru asta, am spus și repet, este nevoie de foarte multă muncă, este nevoie de foarte multă dăruire și de multă dorință de libertate. Iar astea noi le avem cu prisosință, am demonstrat acest lucru pe parcursul ultimilor ani și sunt sigur că o putem face și la următorul scrutin parlamentar. Am să mă opresc aici, doar spunându-vă că vă doresc tot binele din lume, vă doresc să transmiteți mai departe mesajul nostru de unitate și de încredere către întreaga noastră societate, care astăzi este, din păcate, este dusă la disperare din cauza unui regim criminal care își bate joc de oameni, îi minte zilnic la televizoare, le promite marea și sarea, în realitate se preocupă de acest grup îngust de indivizi care au ajuns așa cum au ajuns la putere și nu se vor duși de acolo. Nu se vor duși de acolo pentru că înțeleg foarte bine că plecați de la putere, drumul lor este doar la pușcărie, iar averile ilicit dobândite vor trebui restituite statului și oamenilor. Iată de ce vor face tot posibilul să rămână la putere, vor încerca să ne dezbine și în continuare, să ne discrediteze, vor încerca să ne pună etichete, să ne pună pecete, n-au nicio șansă. În fața demnității noastre, în fața solidarității noastre, în fața adevărului, ei nu au nicio șansă. Doamne ajută!